Bună, sunt Denis și vă prezint o nouă poveste originală de pe canalul meu, Lumina Povestelor. Marin nu se va descurca niciodată în acest rol. Ascultă, afacerile sunt afaceri, iar fiul nostru nu este făcut pentru asta, nu are pricepere sau cel puțin pasiune. Încercând să vorbească cât mai bâlând posibil, bărbatul de vârstă mijloce era deja furios în interior. Gândul că fiul său adoptiv va intra acum în compania sa și va strica totul în eliniștea. Artur era cel mai meticulos om de afaceri dintre toți, dacă dădea cuvântul, îl și respecta. Dacă făcea pariu cu un prieten că va pierde 20 de kilograme până la începutul verii, nu încălca niciodată dieta. Înțepăturile dinților s-a eliberat de dependența cea mai grea, conform opiniei medicilor, de fumat. Când Artur l-a întâlnit pentru prima dată pe Ela, fiul ei din prima căsătorie, Marina avea doar doi ani. Artur fuma ca un tren și el a îl certa pentru asta. Într-o zi, când a realizat că fata i-a intrat în suflet, a spus renunț. Ela nu a crezut. Renunțarea la fumat este mult mai grea decât renunțarea la alcool sau la substanțele interzise. Fumatul nu are efecte imediate asupra organismului, creează o aparență de inofensivitate și se presupune că calmează. Dar Artur a renunțat. El îi spunea elei că nu mai fumează, dar a căzut de două ori și de ambele ori și-a rupt mâna pentru a nu mai ajunge la țigări. Și a mințit-o. Avea o voință de fier, un caracter. Artur era sărac și visa în acele vremuri doar la planuri grandioase. El a, în schimb, l-a observat, avea deja un fiu mic în vârstă de 27 de ani și un mariaj nereușit cu un alt visător în spatele ei. El a l-a observat mult timp pe Artur, temându-se că el va fi gol, slab și neimportant, așa cum a fost primul ei soț. Dar Artur și-a îndeprimit cu metodă toate promisiunile sale, ar fi făcut orice. Și această calitate a cucerit-o pe Eleonora, ea a fost de acord să se căsătorească cu el. Marina a crescut în Belșug, dar, în ciuda sumelor impresionante din conturile familiei, nu a fost niciodată răsfățat. Artur a explicat că nu trebuie să-i strice pe băieți în niciun caz. Părinții lui l-au crescut în severitate în copilărie și intenționa să ofere exact același tip de educație copiilor săi. El a fost de acord cu el în toate. Era bucuroasă că soțul ei era un adevărat bărbat și s-a încredințat complet. El lua deciziile în casă, putea fi autoritar și tiranic, dar ea îi permitea întotdeauna să rămână așa. Fără a sta în cale lui Artur să fie cine este, ea a devenit o soție ideală pentru el. Cu toate acestea, atât el, cât și Artur știau că copilul era doar al ei. El a remarcat acea receptă în ochii soțului ei. Nu-l iubea pe Tomas ca pe propriul fiu, iar Tomas se străduia să-i placă tatălui său încă din copilărie. Se temea să nu-l dezamăgească, dar se întâmpla mereu. Marin a avut dificultăți cu științele exacte, dar desena imitor de bine, era talentat muzical, în adolescență a învățat să cânte la chitară de la băieții care se adunau în curte. Tatăl nu a susținut activitatea muzicală, considerând-o o pierdere de timp inutilă. Voia să vadă în băiat trăsăturile sale, determinarea lui. Dar Marin era altfel visător, absent, totul în gândurile lui. Era extrem de amabil cu cei din jur, poate prea mult. Asta nu a fost apreciată de Artur în el, el însuși fiind rezervat și tăcut. Copilul era iubit, părea că toată lumea îl iubește, cu excepția tatălui său. Și acum, când mama i-a cerut tatălui să-l ia în compania sa ca stagiar vara, acesta a refuzat. Ea stătea în fața lui în mijlocul unui birou frumos decorat în negru și alb și nu știa cum să-l mai roage de asta. Thomas împlinise 16 ani. De ziua lui a primit de la tatăl său un costum de afaceri, pe care trebuia să-l păstreze până la absolvire. A fost un cadou util și necesar. Ziua de naștere au sărbătorit-o întotdeauna în familie. Artur nu iubea oaspeții și agitația. În timp ce Thomas creștea, au trăit într-un apartament obișnuit într-o curte comună. Dar când lucrurile au început să meargă bine, Artur a cumpărat o casă de țară și s-au mutat. Oaspeții au fost acolo de doar câteva ori, de câte ori părinții lui Artur au venit din Dagestan. De două ori pe an în toată viața lor. Bunica și bunicul de partea tatălui erau mult mai călduroși față de nepot decât Artur. El a s-a întors acasă, a aruncat geanta pe o canapea din piele frumoasă. Podeaua din interior era lucioasă. Artur a iubit ca totul în jurul lui să fie perfect, neted și curat și a ales el însuși designul interior a avut un gust bun, iar el a adăugat detalii în decor, făcându-le confortabil. La fel a fost și în viață. Ela și Artur s-au completat perfect unul pe altul. Doar că nu au mai putut avea copii, așa a hotărât Dumnezeu. Și medicii și-au ridicat doar mâinile, spunând că există o incompatibilitate posibilă. Ela nu i-a spus lui Artur, dar îl învinovățea pe el pentru tot. Ea vedea cum el era rece față de fiul ei și se temea că va fi la fel și cu copilul lor în comun. Nu dorea să-l nască din el, dar a acceptat. Cu toate acestea, corpul ei a fost mai înțelept, frica subconștientă i-a ordonat să se oprească. Și sarcina nu a venit, oricât s-ar fi străduit ei. Nimic nu a ieșit, nu-i așa. Marin a apărut din camera lui la 16 ani, nu se măna deloc cu tatăl său biologic, era evident. Ciudat că băiatul nu a realizat încă că Artur nu este tatăl său, ci doar tatăl vitreg. Iartă-mă, știi cum este. Hai să mai așteptăm câțiva ani, termin școala și ne vom întoarce la această discuție. Între timp, participă la cursurile de afaceri pe care le-am găsit pentru tine. Tatăl tău va vedea că ești interesat de afacerea lui, se va preda și te va lua în firmă. Marina a suflat, agitându-și părul bogat și buclat. Era înalt, cu părul buclat șaten, de talie medie. Tatăl, în schimb, era un brunet frumos, cu umeri lați și mereu bine ras, mereu îmbrăcat cu costum, mereu bine tuns. În copilărie, Artur l-a tuns scurt pe fiul său, dar nu i s-a potrivit. Când Thomas a crescut, a refuzat să se tundă, lăsându-și părul puțin mai lung. Tatăl nu a insistat, dar prin atitudinea sa îi arăta că nu era mulțumit. În acea zi, Marina a înțeles că trebuie să aleagă între pasiunea pentru desen și dorința de a-i mulțumi tatălui său. Vară era întoi voia să picteze acoarele în câmp, să privească apusurile și răsăriturile de soare, să se primbe cu aparatul foto prin oraș, făcând fotografii amuzante și să meargă la cursurile de chitară. Dar în schimb, el a bătut un cui în peretele dormitorului și a atârnat chitara pe el, a îndepărtat cavaletele și vopselele din sertar, iar a doua zi dimineață, Marin și-a prins părul într-o coadă pe ceafă, a purtat o cămașă albă cu mânecă scurtă și a mers la cursurile de afaceri pentru începători. Tatăl a apreciat acest gest, dar a considerat că nu este necesar să-și exprime asta în cuvinte. În toată vara, Marin s-a ocupat de activitatea pe care nu o plăcea, privindu-le pe tatăl său în ochi la cină și acesta a rămas în tăcere rece. Cum să spargă această armură? Da, băiatul este creativ, dar cine ți-a spus că doar pedanții ca tine pot avea succes în afaceri? El are o inteligență înaltă, învață bine. El a încercat din nou să-l convingă pe soț să-și a fiul în compania lui pentru un stagiu de vară, un an mai târziu. Numai pedanții, amintește-ți, numai cei care știu ce vor pot obține asta. Fiul nostru a mers la cursurile de afaceri toată vara trecută, a devenit rapid cel mai bun acolo, am aflat. Artur a privit-o serios pe ela. Ea a văzut acea privire de fiecare dată când îl numea pe Marin fiul lor. Soțul părea să vrea să spună că el este doar copilul ei, dar nu a avut curajul. Și ea se temea să audă asta de la el, așa că și-a întors privirea. În schimb, Artur înțelegea totul, dar nu putea face nimic în legătură cu asta. Băiatul semăna în mod catastrofal cu tatăl său biologic, pe care Artur îl invidia pe el la întinerețe. El ura rivalul și ura trăsăturile lui în chipul băiatului pe care îl adoptase oficial, îi dăduse numele și patronimul său. Mulți ani în urmă, când era și Artur Abia începeau să se întâlnească, a fost un episod neplăcut. După divorțul lor oficial, tatăl biologic al lui Marin a venit să se împace cu ea. Artur o însoțise de două ori acolo, ei nu aveau nimic serios. El a i-a povestit lui Artur că fostul ei a venit. Ea credea că Artur doar o însoțește ca prieten. Aveți ceva împreună? a întrebat el privind-o în ochi. El a ridicat din umeri. M-a întâlnit după serviciu, m-a însoțit, m-a îmbrățișat și m-a sărutat la despărțire, dar l-am respins. Artur a făcut atunci un gest pentru care îi este rușine, și în ziua de azi. El i-a dat o palmă. A fost atât de neașteptată pentru amândoi, încât amândoi s-au uimit, neștiind cum să reacționeze. Ce? Pentru ce? A izbucnit el în lacrimi, retrăgându-se. Artur a crezut că ea nu-i va ierta că și-a ridicat mâna. Dar sângele i-a fiert la gândul că aceea care a trezit în el sentimente și emoții incredibile sărută pe altcineva. El a considerat asta o trădare, deși nu-i propusese să se întâlnească, nu o sărutase niciodată și nu-i vorbise despre sentimentele sale. Palmă i-a surprins pe amândoi, dar el s-a uitat rugător la ea și el a mers la el și l-a îmbrățișat. În acea seară, el i-a mărturisit sentimentele sale și i-a promis că nu se va apropia atât de mult de băiatul acela. După acest incident, Artur l-a mai văzut de câteva ori. El era de statură medie, cu burtă și cu aceeași creț blondă, ca al lui Marin. Un tip obișnuit programator. El a nu s-a mai apropiat de el ca să nu-l facă pe Artur să fie gelos. Și de atunci, Artur a fost și mai bun la controlul fiecărui gest al său. Această obsesie pentru control l-a făcut un om de afaceri perfect. Dar nu cel mai bun soț și tată. El l-a adoptat pe Marin, dar gelozia din el a împiedicat să-l iubiască. În fiecare zi, în fața lui, iubita el îl îmbrățișa și îl răsfăța pe băiatul care arăta ca o imagine în oglindă a tatălui său. El a văzut asta și s-a blestemat pe sine pentru gelozie. În Marin nu a văzut propriul său fiu, ci fiul acelui programator și oricât de mult s-ar fi străduit, nu a putut învinge aversiunea față de el. Cu toate acestea a învățat să o ascundă aruncând din cap, Artura a alungat amintirile. În fața lui era încă soția. Marin are 17 ani și al roagă din nou să-l ia în compania sa. El este irresponsabil, imatur, nu poate rezolva un test la fizică, matematica abia a trecut cu un 3, ieri a ieșit din casă cu șosete diferite. Este prea devreme pentru el să se gândească la companie, crede-mă, știu despre ce vorbesc, Eleonora. Femeia știa. Dacă soțul o chema pe numele ei complet, înseamnă că problema este încheiată. În acel an, i-a trebuit să-i dezamăgească din nou fiul. După încă un an, când a venit vremea serviciului militar, Artur s-a apropiat serios de fiul său și a spus că va trebui să meargă la spital. Pentru ce? S-a întrebat același tânăr obraznic în tricoul lui nebun. Ca să evadezi. Vom face un certificat, nu te vor lua. Vei merge să studiezi dreptul, vei termina și te voi lua în companie. Vei fi consultantul nostru. Artur era atât de departe de drept încât nu-și putea imagina să joace acest rol. Tatăl nu dorea să-l implice în afacerile sale, iar el, ca un prost, și-a lăsat deoparte de senul și chitara și doi ani la rând a mers la antrenamente și cursuri de afaceri ca să-i facă pe plac. Voia să fie important, necesar, util pentru el, dar totul a fost în zadar. Marina a văzut că tatăl său nu-l apreciază, nu-l respectă și niciunul dintre eforturile sale nu-l a ajutat. Băiatul își dorea cel mai mult aprobarea lui și nu înțelegea sincer de ce nu este iubit. El îl iubea pe tatăl său și voia să semene cu el în tot, dar atitudinea lui disprețuitoare față de fiul său a rupt ultimul fir dintre ei. Voi merge să slujesc, tati, asta am decis. Sunt un bărbat și voi apăra patria. Dreptul este ultimul pe lista mea de opțiuni profesionale. Chiar nu mă cunoști și nu vrei să știi asta. Ei bine, fie. Să presupunem că m-am obișnuit cu asta, a spus Marin, iar sufletul său a simțit o ușurare. A căzut povara jignirii și a exprimat durerea în cuvinte. Artur a rămas tăcut atunci și a ieșit pur și simplu din camera fiului său. Acesta a fost momentul de cotitură în relația lor, când Marin a încetat să mai sperie la dragostea tatălui său și să aștepte ceva de la el, iar Artur a văzut în sfârșit în el un adevărat bărbat în care putea avea încredere. Odată ce fiul și-a pierdut speranța, tatăl a realizat deodată că a crescut un bărbat minunat și că are motive să-l respecte. Marin a servit un an în armată, el i-a cerut tatălui să nu se amestece, dar el a cu ochii în flăcări i-a spus lui Artur că va merge după fiu dacă nu face ceva să-l trimite la unitatea militară cea mai apropiată. El a rar se certa, dar când a aflat despre decizia lui Thomas de a nu ocol serviciul militar, a fost aproape să se agațe de soțul ei cu unghiile, forțându-le să se înțeleagă în privința locului de desfășurare a serviciului, iar Artura a dat discret mită femei care, zâmbind, l-a trimis pe Thomas în unitatea militară cea mai apropiată. El a servit o anest și a făcut noi prieteni, a devenit mai atletic. Serviciul militar a fost o perioadă frumoasă pentru el, toți îl amenințau că există bătaie în armată, dar odată cu scurtarea duratei serviciului militar aceasta a dispărut. Bătaie în armată exista atunci când băieții serveau doi ani și erau împărțiți între cei mai vechi și cei abia sosiți. Astăzi toți vin împreună și se demobilizează împreună. Nu mai era frică să servești și băieții mergeau în armată mai bucuroși. Întâlnirea lui Marin a fost la fel de modestă ca toate celelalte zile de naștere ale lui. Au venit doar cei mai apropiați. Părinții lui Artur din Dagestanul însorit au venit în mod neașteptat. L-au întâmpinat cu căldură pe tânăr. Bunicul îi spunea multe cuvinte bune. Tot timpul îl tot bătea joc de fiul său, ceea ce îl înfuria groaznic. Problema era că Artur nu a servit în armată, avea platfus. În timpul lui, un băiat cu o astfel de defect nu era luat, așa că, în ochii unui soldat dur și veteran, nepotul străin a devenit mai bărbătesc decât fiul său adevărat. Și asta îl rănea foarte tare pe Artur, chiar dacă era prezentat ca o glumă, dar pentru el era extrem de important să fie cel mai bun în toate. La o săptămână după demobilizarea lui Marin, când bunicul și bunica se pregăteau să plece, bunicul a ridicat o temă foarte importantă și dureroasă pentru toți la masă. Fiule, i-a spus el lui Artur, iar acum unde va merge Tomas? Îl vrei lua în fermă? Trebuie să crești un succesor, nu ești veșnic. Artur Abira a înghițit deliciosul miel. Vom vedea să termine mai întâi școala, a răspuns Artur, dorind să încheie cât mai repede această temă. Marin doar zâmbi, nu mai spera că vreodată tatăl său îl va lăsa să intre în afacere. Nu ai dreptate, îi creștem pe moștenitor pentru a le încredința afacerea noastră. Am vândut de mult pogorile mele fratelui tău mai mare. Ai primit o parte cu care ai început afacerea aici. Ai vrut să mergi în altă direcție și nu te-am oprit să rămâi acasă. Te-am lăsat să pleci, dar și te-am ajutat și ți-a ieșit totul. Dar doar pentru că te-am învățat afacerea de mici, am fost mentorul tău. Și tu l-ai învățat pe Marin, ce și cum? Eleonora și-a coborât privirea. Era ea care se plânsese tatălui soțului despre felul în care el se raporta de fapt la fiul adoptiv, iar el a decis să corecteze asta. În familia lor era obișnuit să asculte de cei mai în vârstă. Și ce mai avea ea să facă? La masă a domnit o tăcere stânjenitoare. Liniștea a fost ruptă de marin. Bineînțeles, bunicule, tată mă ajută să mă stabilesc, iar eu încerc să-l ajut și eu. Băiatul nu voia ca tatăl să-l ia în derâdere, dar nu a reușit să evite asta. Da? Și de câte zile ai lucrat la tatăl tău? Ce ai învățat? Marin, cu ce se ocupă compania tatălui tău? A întrebat bunicul, știind deja că băiatul nu va răspunde la aceste întrebări. Ei cumpără companii și le vând, a lăsat Artur capul în jos. Acesta ar fi fost un mod normal de a auzi despre activitatea companiei sale din partea unui copil de 5 ani, dar nu de la un adult. În acel moment el a regretat că nu i-a explicat înțelesul proceselor, nu l-a familiarizat măcar superficial. Bunicul a scuturat din cap. Artur, ce se va întâmpla cu firma ta peste ani? Și ce se va întâmpla cu fiul tău peste ani? Tată, el nu înțelege afacerile. El este interesat de muzică și pictură. Și nu am nevoie de aceste abilități la locul de muncă, se apăra Artur. Aceasta este pasiunea băiatului. Fiecare trebuie să aibă o pasiune, a intervenit bunica lui Thomas în apărarea nepotului. El e un elev mediocru, nu a învățat bine la școală. El nu e serios, văd că nu-l interesează, a spus bunicul. Cum îi voi transmite compania unui asemenea vagabond? A răspuns Arthur. Asta nu e adevărat. Thomas s-a ridicat de pe scaun. În fiecare vară am cerut să fac un stagiu la tine. Și tu mi-ai refuzat mie și mamei când a cerut pentru mine. Am renunțat la muzică și am mers la un training de afaceri doar pentru a te mulțumi. Am citit o mulțime de cărți, am urmat cursuri pentru tinerii antreprenori, iar tu nici măcar nu m-ai dus niciodată într-o excursie pe ferma ta. Nu aș găsi acolo nici măcar un cui, dacă aș avea nevoie. Cuvintele lui Marin au fost picătura care a umplut paharul. Băiatul nu a suportat umilirea. Tatăl nu putea susține că nu este interesat de afacerile companiei, deoarece pur și simplu nu lăsa să se apropie de ea. Artur este adevărat. Mama în vârstă a întrebat uimită: am făcut asta pentru că am văzut că nu era pregătit, a fost ultimul argument al lui Artur, unul slab și nesigur. Nu ar avea nimic de spus. Marin l-a mulțumit pe mama pentru mâncare și a ieșit de la masă. Artur, nu am intervenit în viața ta și în afacerea ta, dar nu poți trata astfel copilul. Mai dezamăgit. Asta pentru că el nu este fiul tău. L-a întrebat direct tatăl fiului său. Arthur și-a ridicat privirea. Tată, nu vorbim despre asta. Marin nu știe că nu sunt tatălui biologic. Am decis să nu-i spunem. El nu știe, dar simte cum te raportezi la el, a spus tatăl fiului. Și el nu este vinovat că s-a născut nu de la tine. Nu contează sângele lui. Eu însumi sunt adoptat, știi asta. Când au murit părinții mei, o familie vecină m-a luat la ei. Am fost al șaselea copil al lor și m-au luat. Și mi-au dat hrană și adăpost și m-au iubit ca pe propriul lor copil. Nu am simțit diferența în felul în care m-au tratat pe mine și pe ceilalți. Și tu te raportezi la el ca și cum vrei să-i arăți că nu este fiul tău. Dar rudenia nu este sângele. Voi și Eleonora nu sunteți rude, aveți sânge diferit, dar sunteți familie. Iar copilul femei iubite nu poate fi străin. Dacă Eleonora a devenit soția ta, atunci fiul ei este și fiul tău. Chiar crezi că te-am crescut prost? Cum poți trata un copil astfel? Nici măcar nu am crezut că tu, cel mai bulând și bun băiat dintre toți frații, vei deveni un monstru crud și egoist. Tatăl lui Artur s-a ridicat de la masă și a ieșit. Seara lui Artur s-a încheiat atunci când a rămas pe balconul etajului 2. Tată, ai dreptate, am fost nedrept cu băiatul, dar probabil nu mai pot recupera acum. Pentru prima dată, Artur și-a recunoscut în mod sincer acest lucru chiar și în fața lui însuși. Soarele apunea, iluminând cerul cu razele sale, semn că ziua se termina și noaptea sosește. Era cald. Aprilie a fost favorabil în acest an cu vremea sa. Bărbatul în vârstă de pe balcon a suspinat greu. Nici acum nu poți să-l numești fiul tău. Cum îl numești atunci? Băiatul. Nu ai înțeles toți aceștia încă nu sângele face oamenii rude. Îți amintești de fratele nostru mai mic, Alisher. Unde este acum? Când ai vorbit ultima dată cu el? A învățat limbi străine, a plecat și nu ne sună, nu ne vizitează deloc. Un simțit. Nu-i respectă pe mama și pe tata. Dar noi l-am crescut ca și pe voi toți. Dar el a crescut ca un străin. Se gândea numai la el. Oare și tu ești la fel? Există familii întregi în care copiii sunt adoptați. Și tu i-ai dat lui Marin numele tău, numele și patronimul tău. Consider că el este nepotul meu, la fel ca toți ceilalți nepoți. Cum îți permiteți să nu-l introduci în companie? Te simți măcar puțin rușinat. Te rog, nu-l introduce acolo. Îl voi lua cu mine în Dagestan și îi voi oferi oportunitatea să-și înceapă propria afacere, așa cum ai făcut-o tu în trecut. Și vei vedea, el te va depăși. Să-i ajute Dumnezeu, căci tatăl l-a dezamăgit. Artur se simțea extrem de rușinat. Cuvintele tatălui însemnau mult pentru el. A fost un model în viața lui. Tata, ai dreptate nu trebuie să-l iau cu mine. Am făcut multe greșeli, dar tu însuți ai spus că greșelile trebuie corectate. Voi remedia situația. Îi voi da o afacere, dar sunt sigur că Marin va eșua în tot. El nu este potrivit pentru companie. Eu văd asta, el este altfel, înțelege, el are o latură creativă. Uiti, Artur, oamenii creativi sunt adesea foarte talentați în toate. Chiar și eu am fost o odinioară cel mai bun trăgător în grupul meu, cel mai bun sportiv în unitatea militară. Și eu îmi plăceau să desenez, să fac portrete. Marin, chiar dacă nu este nepotul meu prin sânge, avem mai multe în comun decât cu tine, care ești un tată neafectuos și irresponsabil. Artur și-a plecat capul, nu mai avea nimic de spus. Tatăl încă era supărat pe el pentru atitudinea nepotrivită față de fiul său. În ziua următoare, părinții au plecat, lăsându-le pe Artur într-o stare proastă. El se simțea rușinat și trist și își dorea să se justifice în fața tatălui său. Și el avea doar o opțiune, să-i dea lui Tomas o sarcină. Și mai bine să-i dea o sarcină pe care nu o va putea îndeplini. Atunci tatăl va înțelege că Artur avea dreptate și că băiatul nu avea spirit antreprenorial. Apoi tatăl își va schimba mânia în milă și, poate, așa cum a promis, îi va oferi nepotului său bani pentru propriul său proiect. Artur a fost surprins. Tatăl său era gata să ofere o avere întreagă unuia dintre nepoții săi care nu era din sângele său. El avea și alți nepoți. Și Dina, nepoata cea mare, cânta frumos. De ce să nu ajute să devină o stea? și nepotul mai mic, Thomas, învăța la școală cu note maxime și era un copil minune. Învață materia clasei a 9 la zece ani. Dar tatăl încăpățânat s-a fixat pe Marin, hotărât că a fost nedreptățit și a avut ca obiectiv să-l ajute. Artur a oftat. Adevărul era că el îl neglija cu adevărat, nu-l iubea ca un tată. Gândurile lui au fost întrerupte de soția lui, care a intrat în cameră. El a era tăcută și mereu pregătită să-l susțină pe soțul ei. Acum și-a pus mâna pe umărul lui și l-a sărutat ușor pe cap. Am fost un tată rău pentru fiul nostru, nu l-am acceptat niciodată. Iartă-mă, a spus Artur. El a i-am înviat părul negru și des. Părul lui era aspru ca trestia. Nu poți forța să iubești pe cineva, nici măcar nu te-am cerut asta. Dar tu nici măcar nu ai vrut să-l cunoști pe Marin. Așa cum el nu știe nimic despre afacerea ta, nici tu nu știi nimic despre el. Dar acum nu este prea târziu să repari lucrurile, poți petrece mai mult timp cu el. Nu, copilăria a trecut. Nu mai pot corecta faptul că nu am fost pentru el un tată pe care îl merita. Pot îmbunătăți relația noastră, dar nu pot recupera copilăria. Doar cuvintele tatălui l-au ajutat să înțeleagă că l-a crescut toată viața ca pe un străin. Când a cerut-o pe el în căsătorie, i-a promis că îl va crește pe Tomas ca pe propriul său copil și a insistat ca el să poarte numele său de familie. După câteva zile, Artur l-a dus pe Tomas la locul de muncă. Bunicul tău crede în tine. Nu-ți voi minți, afacerile firmei nu sunt pe placul tău. Dar îți voi da o șansă să demonstrezi contrariul. Începând de azi, nu vei mai fi doar un curier sau un șef de departament. Cu un an în urmă, am preluat o firmă în pierdere. De atunci, a funcționat la limita de jos. O mențin în viață doar pentru a nu concedia angajații și a le păstra locurile de muncă. Dar, să fiu sincer, Thomas, mențin această firmă doar pentru că nu am timp să găsesc un cumpărător și să vând acest coșmar fostul proprietar m-a rugat să nu distrug afacerea lui și să-i permită să lucreze acolo, printre colegi. Dar, după părerea mea, toți sunt albinele neșe, care fac o muncă inutilă doar pentru a-și primi salariul, inclusiv fostul proprietar. Și te numesc pe tine șeful acestui dezastru. Îți propun să salvezi compania. Altfel, voi fi nevoit să concediez angajați și să vând clădirea. Sau să o renovez și să deschid un magazin acolo. Nu am hotărât încă ce vom face cu această a doua filială a noastră. Marin și-a înviat părul buclat. Toate cuvintele tatălui său sunau pentru el ca o limbă străină. Mai degrabă, înțelesul era clar. Dar cum ar fi putut face compania profitabilă? Cu ce se ocupa ea? În acel moment, Marin a simțit că nu este corect să fie aruncat în arena luptei, fără a-i se oferi nicio informație despre starea afacerii. Îi venea să fugă, deoarece mirosul eșecului iminent plutea deja în aer. Dar Marin nu avea de gând să cedeze. A cerut această slujbă timp de atâția ani, nu ca acum să se sperie și să fugă ca un copil mic. Bine. Pot să te întreb pentru ajutor. Pot face o investiție. Sau vrei ca totul să se rezolve singur, ca prin mage? A întrebat Marin. Gândești corect, fiule, i-a făcut semn cu ochiul Artur. Vreau ca totul să funcționeze singur și fără investiții. Compania are propriile ei resurse și doar acelea le poți folosi pentru a crește veniturile. Dispune cum crezi de cuvință, dar nu uita că trebuie să plătești angajaților salariile și să plătești impozitele statului. Eu îți voi adăuga doar suma ta la investiția generală în acest dezastru. Trebuie să primești și tu un salariu, Arthur a înțeles. I-a lansat un provocare. Tatăl era convins că Thomas nu va reuși să facă nimic. Ei bine, trebuia să demonstreze contrariul. Entuziasmul băiatului s-a spulberat imediat ce Thomas a trecut pragul clădirii. Înăuntru erau câțiva angajați care lucrau cu imprimante. Ar putea imprima postere, bannere, dar cel mai des fotografii și cănii cu pisici și inscripții amuzante tatălui încredințase conducerea unei vechi tipografii. Înăuntru se afla un bărbat cu un aparat de fotografiat și echipament. Practic dormea la locul de muncă. Probabil că acest domn se ocupa de imprimarea fotografiilor pentru documente. În apropiere era o femeie care vindea tricouri cu imprimeuri și cănii. Pe peretele din spatele ei erau agățate telefoane și cabluri de diferite forme, probabil produse conexe pentru a stimula vânzările. Marina a examinat cu atenție clădirea. Era o ușă prin care se ajungea la mașina de tipar. După documentele pe care le-a primit de la tatăl său, acolo se tipăreau cărți, ziare, banere, echipament serios. Dar când ușa s-a deschis, un băiat într-un tricou a ieșit de acolo, având în mână o mulțime de broșuri. Astfel de lucruri ar fi putut fi tipărite și pe o imprimantă obișnuită. Marin a decis să inspecteze teritoriul, dar niciunul dintre angajați nu s-a apropiat de el. O femeie în vârstă de peste 40 de ani, cu unghii lungi și părul decolorat, s-a uitat la telefon. Bună ziua, a spus Marin cu voce tare. Angajații l-au privit fără tragere de inimă, dar nimeni nu a rostit niciun cuvânt. Nu-i de mirare că compania e pe cale de dispariție cu un astfel de tratament față de client, și a spus Marin. Aveți nevoie de ceva se auză o voce în spatele lui. Marin s-a întors. În fața lui se afla o fată drăguță în haine obișnuite, ținând în mână un mop. Se pare că femeia de serviciu era cea mai prietenoasă din clădire. Bună ziua, a salutat Marin. Probabil doriți să tipăriți ceva. Sau să faceți copii Xerox. A întrebat ea. Nu, sunt noul manager al afacerii voastre. Marin Artur, spuse el. După această frază, toți angajații și-au întors din nou privirile spre el. În prima zi, Marin a strâns toate informațiile de care avea nevoie despre companie. A aflat despre achiziții, vânzări, contracte. S-a dovedit că întreaga profitabilitate venea doar din vânzarea telefoanelor și a altor produse. Însă tipografia în sine era moartă. Mașina de tipar principală din oraș nu funcționa, trebuia reparată și asta costa mult. Nimeni nu știa dacă reparația se va amortiza. A doua zi, Thomas a venit primul în clădirea tipografiei. Nu a fost surprins când a văzut că ușa a fost deschisă de aceeași femeie de serviciu, cea mai rațională și muncitoare din toți. Ecaterina, bună dimineața! Ești punctuală, l-a salutat Marin. Celelalte persoane întârzia seră. Ecaterina i-a povestit despre angajați. De exemplu, călada, fata responsabilă de căni și tricouri, întârzia mereu, dar doar pentru că dimineața nu erau clienți. Vlad, cel care dormea mereu pe aparatul foto, își iubea munca. Are fotografii personale și visează să aibă o expoziție. Și Dumitru, cel care se ocupă de echipament, este fondatorul întregii companii. În trecut se tipăreau aici ziare și cărți, dar echipamentul principal stătea fără comenzi. Concurenții s-au dovedit a fi mai puternici și i-au eliminat de pe piață. În primul rând, Marin a adunat pe toți în sala de ședințe și le-a explicat regulile de vânzare. I-a învățat pe angajați abordarea orientată către client. Angajații nu erau interesați să zâmbească oamenilor și să fie politicoși. Salariile lor erau mici. Dar la ce bun toate astea? Când Thomas a văzut că lecția lui nu a schimbat nimic, i-a adunat din nou pe toți. Dragi colegi, voi fi sincer cu voi. Tatăl vostru vă va concedia peste șase luni și va vinde clădirea pentru a face un magazin. Va vinde totul aici pentru că a cumpărat această tipografie pe nimic. Dar înainte de a face asta, mi-a dat o șansă. Pentru prima dată în viață, m-a lăsat să lucrez mi-a spus că dacă fac afacerea voastră profitabilă, va rămâne și va supraviețui. Dar eu am un plan mai mare. Vreau să cresc profitul de câteva ori, să deschid câteva noi puncte în oraș. Vreau să vă ofer fiecăruia posibilitatea de a vă exprima. Vă, Lada, vă voi oferi proprii voștri ucenici. Aveți un talent fantastic în Photoshop și trebuie să-l folosiți. Ce-ar fi dacă am încercat să creăm propriul nostru brand? Eu știu să desenez și voi face schițele. Avem nevoie doar de idei originale pentru imprimeuri pe tricouri și de publicitate prin toate mijloacele disponibile. Vlad, tu ești un fotograf genial. Fotografiile tale trebuie să împodobească pereții acestei galerii și cu siguranță vor fi pe site-ul nostru. Am rugat deja un prieten să se ocupe de asta, el ne face site-ul. Vom schimba numele. Tipografia cu numele tipografie nu este serios. Ne vom numi Atelierul Tipografic. Vom agăța un nou panou. De asemenea, trebuie să devenim un brand. Aș dori ca noi să ne ocupăm nu doar de tipărit, ci să extindem lista de servicii. De exemplu, putem deschide un salon de tatuaje. Chiar aici. Aici o mare parte din clădire este goală și este imensă. Tatuajul este și el o formă de tipărire. Vom contacta pe cei care fac tatuaje în orașul nostru și le vom oferi un spațiu aici. Mai întâi, fără salariu, doar pentru a atrage clienți. Aici trebuie să fie aglomerat. Vom organiza expoziții o dată pe săptămână, nu doar cu Vlad. Vom invita și alți artiști, vom tipări broșuri. Marina a povestit mult timp despre ideile sale, dar cei patru angajați l-au ascultat fără entuziasm. Cu ce bani, vă rog să mă scuzați, intenționat să faceți asta? În compania mea erau 15 oameni înainte, iar acum tatăl tău a redus totul cât a putut. A concediat oameni. A eliminat totul în plus și a redus personalul pentru a menține afacerea la suprafață. Nu mai avem comenzi de cărți de mult timp, dar putem rezolva asta. Voi discuta cu el despre finanțare și, dacă nu reușesc, voi lua un credit. Arthur l-a ascultat pe fiul său și s-a gândit. Avea idei proaspete, o viziune complet nouă. Nu voia doar să îmbunătățească producția și să găsească clienți importanți pentru tipărire, ci voia să creeze un brand, un nou punct de divertisment și recrire care să aducă profit. Nu doar tipăritul, ci totul, de la tatuaje până la expoziții și o mică cafenea de vară lângă clădire. Era o abordare ambițioasă și cu siguranță va avea succes dar Arthur, uitându-se la Thomas, a decis că nu-i va oferi ajutor. Va putea să-și îndeplinească planul singur. Cu bani, oricine poate, dar încearcă să o faci fără ei. Nu-ți voi ajuta. Ți-am spus deja că misiunea ta este să faci afacerea profitabilă, să aduci beneficii și bani. Sau îmi vei ajuta să o vând peste șase luni. Aș fi putut investi o mulțime de bani acolo și fără ajutorul tău. Lucrează! Marina a ieșit din biroul tatălui său și s-a îndreptat spre casă. Întreaga seară și-a petrecut-o făcând calcule. Noroc că avea cunoștințe care au fost de acord să-l ajute. A găsit mese și scaune ieftine pentru cafeneaua de vară pe un site de produse second hand. Un fost coleg de clasă deja se ocupa de crearea siteului. Noul nume și logo-ul au fost tipărite direct în tipografie. Realizând că Marin era singura șansă pentru afacerea lor iubită, angajații au început să îi îndeplinească sarcinile lui. Curând li s-a alăturat și Margo, tatuatoarea. Avea câte cinci sau șase persoane care veneau în fiecare zi. I s-a pregătit un cabinet separat, adaptat standardelor și s-au tipărit anunțuri despre asta. Între timp, Vlad a pus în practică ideea lui Marin și a agățat fotografiile lui în interiorul clădirii. Tipografia a prins viață. Atelierul tipografic a devenit un loc interesant. Oamenii veneau aici doar pentru a se uita. Dar toți plecau cu mici suveniruri pe care Lada le vindea cu pricepere. După o lună, profitul magazinului nu s-a schimbat. Toate măsurile luate de Marin nu s-au amortizat. Mai multe bani au fost cheltuiți pentru deschiderea cafenelei, achiziționarea echipamentului necesar, plata noilor angajați. Boris s-a alăturat colectivului prietenos. Pentru a plăti creditul, Marina a trebuit să ia un altul, unul mic. Nu avea de gând să-i spună tatălui său că s-a împrumutat. De ce? El a dat clar de înțeles că nu intenționează să-l ajute financiar. În al doilea lună de muncă, Marina a înțeles că trebuie să stabilizeze veniturile principale ale companiei. Inventarea lucrurilor deja existente era distractivă și amuzantă, dar deocamdată nu aducea profit, ci doar pierderi. Trebuia să se concentreze pe imprimarea în volum mare și să găsească comenzi mari. Marina a intrat în cea mai îndepărtată cameră și a îndepărtat husa de pe mașina veche care nu mai funcționa de 10 ani. În cameră a intrat Dumitru, fostul proprietar. Știi, Marin și tatăl meu a lucrat aici să-i fie țărâna ușoară. Mașina s-a oprit să funcționeze acum 10 ani. În oraș există doar una similară. Acum toate lucrurile importante se tipăresc acolo, iar noi nu am avut comenzi de mult timp. Apoi am încercat să o pornesc și am realizat că nu funcționează. Marina a găsit un specialist. Acesta era tatăl unui coleg de al său și Marina a convenit să amâne plata, promițând că va plăti imediat ce va apărea profitul. Mașina nu era într-o stare atât de rea pe cât părea, și a fost repusă în funcțiune într-o zi. Rămânea doar să găsească clienți. În acea zi, Marin a rămas târziu în tipografie. Toți plecaseră deja acasă, și doar femeia de serviciu mai făcea curățenie. Ecaterina, de ce nu te duci acasă? A întrebat Marin. Vlad mi-a spus să șterg praful de pe fotografiile prețioase, altfel nu mă lasă să trec prin mașină pe care tocmai ați reparat-o. Marin zâmbea. Vlad era strict când venea vorba de munca sa. A reușit deja să vândă câteva fotografii la expoziții. Știi, am visat să fiu artist. Poate ar trebui să încerc să câștig bani aici. Te rog, așează-te acolo, l-a rugat Marin pe femeia de serviciu să se așeze pe un scaun. Dar ce facem cu praful de pe fotografiile lui Vlad? El se va supăra mâine. Nu-i nimic. Vreau doar să verific dacă încă mai știu să desenez. Marina a luat hârtie de desen și un creion obișnuit. S-a uitat cu atenție la chipul Caterinei, la trăsăturile ei delicate, ochii albaștri frumoși, buzele senzuale și pline. Părul ei negru îi încadra fața, iar șuvița scăpată din coadă îi adăuga farmec. Doar acum a observat cât de frumoasă era femeia de serviciu. Ecaterina, de ce lucrezi ca tehnician aici? Ești tânără, știi să vorbești cu oamenii. Nu poți găsi ceva mai bun. Mama mea este bolnavă. Am venit aici cu ea și lucrez pentru a-i plăti tratamentul. Ea are nevoie de o operatie. Lucrez aici și în altă parte în weekenduri. Mă tem doar să plec undeva pentru că peste tot oamenii înșală, nu plătesc, iar eu nu pot rămâne fără bani. Dumitru mi-a plătit întotdeauna la timp și mă bazez pe stabilitate. Dar în plus, nu am avut timp să-mi termin studiile. Acum doi ani, mama a avut un accident. De atunci se recuperează, dar încă nu poate merge singură. Locuiește într-un centru de reabilitare lângă spital, iar eu plătesc pentru asta. Locuiesc într-o cameră într-o cămin studențesc. Medicii spun că poate fi supusă unei operații deja. Dacă totul merge bine, va putea merge singură. Marina a suspinat. Am înțeles. Îți promit că voi plăti la fel de corect ca Dumitru. Vom reuși. Astăzi mi-ai dat încă un motiv să salvăm această afacere aflată pe marginea prăpastiei și să o transformăm într-o navă de lux. În plus, portretul tău este gata, uite-te! Ecaterina s-a apropiat de Marin și a exclamat. Portretul era incredibil de asemănător cu ea, ca și cum ar fi fost o fotografie. Ești foarte talentat, a spus ea și și-a pus mâna pe umărul lui. A simțit furnicăturii la fel ca și Marin. Mulțumesc, Ecaterina! Scuze că te-am ținut! Poți pleca mai devreme mâine și nu-ți face griji! Mâine dimineață voi șterge praful de pe fotografiile prețioase ale lui Vlad. Marina zâmbit. Au ieșit din clădire. Era întuneric, noaptea de vară îi recori. Înainte erau multe nopți fierbinți de iulie, dar acum vremea era schimbătoare cu ploi și cicloane reci. Știu cum să ieși din această situație, a spus tatălui Marin la micul dejun. Era a treia lună de eforturi ale lui Marin ca manager al tipografiei. Abia își făcea rost de bani, dar nu le spunea tatălui său, arătând doar o creștere minimală a profitului. Și cum? A întrebat Marin. Părul lui era prins în coadă, purta o cămașă simplă și pantalon ușori. Se străduia să arate atrăgător pentru că îi plăcea foarte mult Caterina. Dar după noaptea în care i-a desenat portretul, nu prea mai vorbeau unul cu celălalt. A apărut o anumită stângăcie de 13 publică un ziar. Dacă ai reparat mașina, înseamnă că ești capabil să te ocupi de asta. Dar pentru asta trebuie să faci o ofertă mai bună decât concurenții. Suntem singurii, tu știi asta. Neide, 13 este o companie de familie, se bazează pe tradiții. Șeful companiei, Andrian, nu caută angajați, ci noi membri de familie. El tratează munca ca pe a doua familie are nevoie de o atmosferă, trebuie să fii potrivit nu doar prin oferta ta. Marina asculta cu gura căscată. Se concentra asupra fiecărui cuvânt, realizând că aceasta era, probabil, ultima șansă. Dacă afacerea va continua să meargă la fel de încet, în următoarea lună nu va avea de unde să plătească împrumuturile. Am înțeles, o să-l contactez, tati, mulțumesc pentru informații. Mi-a dispărut pofta de mâncare. Trebuie să analizez totul și să pregătesc terenul pentru întâlnire. Marina a venit la serviciu cu gânduri profunde. S-a înțeles să se întâlnească cu Andrian în jurul prânzului. Era doar un ultim pas. În conversație, Marina a menționat că va veni la întâlnire împreună cu soția sa și a întrebat dacă soția lui poate veni. Marina a spus că, desigur, va fi cu el, dar acum era neliniștit. Singura persoană pe care o putea chema era verișoara sa, Jena, dar era prea arogantă și nu înțelegea pe deplin situația lui Marin. Gândurile tânărului director au fost întrerupte în mod brutal. Ecaterina a intrat în birou cu găleata și cârpa. Bună ziua, Marin! Am venit să fac curățenie la biroul de vâs. Sper că nu vă deranjează. Marin i-a zâmbit. Ecaterina, de ce nu te măriți cu mine? A spus el în șoaptă și cu gândul. Pare că ai febră, a răspuns Ecaterina, arătându-și perplexitatea. Scuze, fi soția mea pentru o întâlnire de afaceri. Ei lucrează doar cu parteneri de încredere și asta înseamnă familii unite. Căsătoria solidă duce la afaceri solide. Așa înțeleg lucrurile. Ce spui? Ecaterina a ridicat din umeri. Ajută afacerea noastră să supraviețuiască a întrebat ea. Ajută afacerea noastră să primească comenzi masive în mod constant. Vom fi într-o situație atât de avantajoasă încât tatăl nu va vrea să ne închidă. Atunci sunt în joc. Poate că îmi vor fi utile cele două ani de studii economice. Seara, Marin i-a spus tatălui său că va merge la întâlnire cu tânăra și frumoasa femeie de serviciu, care de asemenea a studiat economie. Ai nebunit! de ce nu ai rugat-o pe cerșetoare să te însoțească? Și nu spune că ești căsătorit, minciuna nu e frumoasă. Spune că sunteți logodiți. Și în locul acestei femei de serviciu, iau pe Caterina, secretara mea. Ea a participat deja la negocieri, este o fată foarte competentă și tânără. Nimeni nu știe că sunteți verișori. Așteaptă, mi-ai dat mie să decid singur. Nu încerca acum să dai sfaturi. Știu singur cu cine să merg la întâlnire și știu și ce să spun celor mari din conducere, a izbucnit Marin. Tu vei compromite afacerea care ar putea să-ți aducă renume în lumea afacerilor. Chiar dacă îți place acea femeie de serviciu, nu o implica în asta. Afacerile sunt afaceri, aici nu este loc pentru relații personale și sentimente. Scopul tău este să faci o impresie corectă. Adrian nu este prost, va înțelege imediat că în fața lui stă un nimic. Marina a ieșit tăcut din cameră și a închis ușa cu zgomot. Întâlnirea fusese programată pentru seara următoare. În toată ziua, el s-a întrebat dacă nu cumva greșește. Tatăl său avea experiență și ar fi trebuit să-l asculte. Pe de altă parte, el însuși a inventat totul. El schimbase totul într-o mică firmă de tipar și avea dreptul să-și aleagă însoțitoarea pentru seara respectivă. În fond, nici el nu părea a fi o persoană serioasă. Silueta sa angulară de adolescent pistrui mereu părăsindu-i părul. Dar o voi face singur. Va fi mai rău să pierd folosind un sfat străin, a spus el propriului său reflecție în oglindă. Seara a fost rimiștită și caldă. Marina a venit la locul întâlnirii cu mașina sa. A refuzat să ia mașina luxoasă a tatălui său lângă el mergea Caterina, ireală. I-a plăcut că Marin era atât de aproape. Scânteile dintre ei erau vizibile cu ochiul liber. Ea purta o rochie neagră elegantă. Nimic în plus. Delicată și subțire, cu pielea curată și părul negru pieptănat înapoi. Pe degetul ei strălucea un inel. Tomas îl pusese pe deget în mașină, spunând că sunt logodiți și planifică nunta pentru Adrian. Ecaterina și-a pus inelul, realizând că acesta făcea parte din spectacol. Trebuia să țină aparențele. Dar inelul era atât de frumos și îi punea în evidență pielea bronzată, încât era greu să nu-l privească de fiecare dată când avea ocazia. Ecaterina nu fusese logodită niciodată până acum. Au ajuns la restaurant. Au fost conduși la masa unde deja stătea șeful unei companii serioase, împreună cu soția sa. Seara a trecut într-o atmosferă de prietenie. Ecaterina nu era deloc așa cum credea Marin. Ea a găsit ușor un limbaj comun cu soția potențialului partener. Și toată seara au vorbit despre ei, despre femei. Marin, în schimb, a recunoscut sincer că se ocupă de afaceri de curând. A povestit despre tipografie, cât de mult a extins-o, cum a atras oameni. Adrian a fost mulțumit, multe dintre ideile lui Marini s-au părut excelente. De unde vii tu în cercurile noastre de afaceri? L-a întrebat el pe tânăr. Marin a ridicat din umeri. Contractul a fost semnat pe loc. Șeful de la Mi-13 a spus că și-ar dori să aibă un partener ca Tomas. Cuvintele lui au fost foarte elogioase pentru băiat. Pentru prima dată cineva l-a lăudat pentru ceea ce făcea în afaceri. Era ceea ce își aștepta de mult timp de la tatăl său. Când întâlnirea s-a încheiat, Ecaterina și soția lui Adrian și-au schimbat numerele de telefon. Ești pur și simplu magică. Nu numai că ai fermecat soția noului meu partener, dar ne-ai ajutat și cu calculele. Pur și simplu un unicat. Știi, meseria de femeie de serviciu nu este pentru tine. Este ca și cum Esenina ar scrie sloganuri pentru publicitate. Ecaterina a râs. Marin a cedat și a sărutat-o. Spre surprinderea lui, fata s-a lăsat supusă în mâinile lui calde și a răspuns sărutului. Marin a condus-o acasă. Când mașina s-a oprit, Ecaterina a început să-și scoată inelul de pe deget. Nu, aș vrea să-l păstrezi pentru tine. De ce? A fost doar o parte a spectacolului. Nu sărut toți partenerii mei. Îmi place și mi-ar plăcea să păstrezi acest inel la tine. Ca o amintire despre mine. L-am cumpărat la întâmplare, dar se potrivește perfect pe degetul tău. Marin a atins mâna ei. Flăcările s-au aprins. Au început să se sărute din nou și nu au părăsit mașina prea curând. Cu toate acestea, de data aceasta nu au ajuns până la intimitate. Amândoi au înțeles că este încă prea devreme pentru asta, dar săruturile au fost atât de plăcute și dulci încât Caterina și Marin au pierdut noțiunea timpului. Marin a ajuns acasă la miezul nopții. A adormit cu un somn dulce direct în cămașă și pantaloni. A fost o seară de neuitat pentru el, o victorie. În dimineața următoare, tatăl său a plecat de vreme la serviciu, iar Marin a dormit și se grăbea. Nu e micul dejun. L-a întrebat mama lui. Nu, întârzi. Tatăl tău te-a așteptat ieri mult timp. A crezut că totul a mers prost și că te-ai îmbătat la stația de benzină împreună cu femeia de serviciu. Cum a fost totul? Nu-ți face griji, fiule. Marina a întrerupt speculațiile mamei sale. Am încheiat afacerea, iar Caterina a fost fermecătoare. Acum ieșim împreună. Vă voi prezenta cu siguranță, dar trebuie să plec. L-a sărutat pe mama uluită pe obraz și a sărit în mașină. În același timp, în biroul lui Marin, se afla prietenul său vechi Adrian. Ei, cum a decurs întâlnirea voastră? L-a întrebat el pe oaspete. Știi, am semnat contractul. Fiul tău este un om de afaceri minunat. Are atâtea idei noi, gândește atât de neconvențional. Acești tineri sunt cei care mișcă lumea, iar noi doi suntem sceptici învechiți. Abordarea creativă este ceea ce orice afacere are nevoie, am înțeles asta de mult timp. Mai chemat să te convin să semnezi contractul? A întrebat Adrian, zâmbind. Marin a fost surprins să audă astfel de cuvinte despre fiul său. El nu vedea în el calitățile pozitive necesare pentru această muncă. Am crezut că Marin va rata întâlnirea și am vrut să-l ajut. Dar văd că v-ați înțeles și ați semnat contractul. Ei bine, spunem despre afacerile tale cu partenerii orientali. Ce este nou pe piața investițiilor? Marin a schimbat subiectul bâlând, hotărând să aducă discuția cu prietenul său la aspecte de afaceri. Dar Adrian cita mereu cuvintele fiului său, amintindu-i în fiecare moment cât de minunat este. Știi, eu intenționat nu l-am lăsat să se implice în afaceri. Eram sigur că Marin nu este potrivit pentru asta, dar cuvintele tale m-au surprins plăcut, a recunoscut Marin. După această întâlnire, el s-a dus la bancă și a plătit datoriile fiului său. Desigur, știa de ele, dar prefera să nu se amestece până când nu era momentul potrivit. Acum, însă, când Thomas a încheiat un contract serios și ideile sale vor începe în mod clar să se recupereze, a decis că poate să-l ajute în afacerea sa. Seara, la cină, Marin și-a recunoscut înfrângerea totală. A strâns mâna fiului său și a spus că îl va ajuta în afaceri. De asemenea, Marina a făcut o videocal cu tatăl său pentru a-i povesti cum s-a înșelat în privința băiatului. Ți-am spus, dacă înțelegi greșeala ta, ai grijă de Marina, a spus bunicul zâmbind cu mustața. Totul a fost ca într-un basm pentru Thomas, eforturile sale s-au dovedit a fi justificate. El și-a câștigat încrederea și respectul tatălui său, și, de asemenea, s-a îndrăgostit pentru prima dată în mult timp, iar acest lucru s-a dovedit a fi reciproc. Dimineața, Marina a venit la serviciu ca de obicei, le-a povestit colegilor despre tranzacție și le-a propus să sărbătorească seara într-un cafe din apropiere. Ecaterina întârzia, el era nerăbudător să o cheme în biroul său și să o strângă ferm în brațe, dar ea nu era acolo. Până la prânz, Marin i-a telefonat, dar ea nu a răspuns imediat. Marin, iartă-mă, probabil va trebui să găsești înlocuitor pentru mine pentru o perioadă sau poate definitiv. Mama e într-o stare proastă, sunt în spital, îmi pare rău că nu am spus dinainte. În ce spital e A întrebat el, întrerupându-i explicația absurdă. În jumătate de oră, era deja în salon cu ea. În timpul nopții, i s-a făcut rău. Problema era cu medicamentele pe care le primea pentru recuperare. Acestea au provocat un atac de pancreatită. Medicii i-au sunat și i-au informat că mama fusese transferată la terapie intensivă. Ecaterina s-a speriat și chiar și atunci când pericolul a trecut, nu a putut să se convingă să plece acasă. I-a fost nevoie de o operație de mult timp, altfel va fi prea târziu. Ști, am o mare parte din suma necesară. Cred că a venit momentul să iau un împrumut și să fac asta. Medicii se grăbesc tot timpul. Chirurgul a fost de acord să facă totul mai ieftin, în măsura în care permite clinica. El a fost fostul său elev. Mama a fost profesoară înainte de accident. Datorită ție am acum banii, voi aduce suma necesară. Ecaterina a început să se opună. Ea a refuzat ajutorul lui Marin, argumentând că problema financiară ar putea strica relațiile lor, atât profesionale, cât și personale. Dar Marin a procedat în felul său. A găsit un medic, i-a explicat situația și a transferat întreaga sumă pe contul potrivit, fără contribuția Ecaterinei. Operația a fost programată. Apoi trebuia să se întoarcă la echipa sa, el i-a invitat pe toți la un restaurant să sărbătorească. Ecaterina a refuzat să meargă, dar l-a mulțumit pe Marin pentru banii și a promis că îi va returna totul. Când o altă seară agitată s-a încheiat, Marina a intrat în casă în tăcere. El a crezut că ar fi timpul să închirieze un apartament și să înceapă să trăiască independent. Avea 20 de ani și era vârsta ideală pentru a învăța să spele și să gătească. Dar cel mai important ar putea să o aducă pe Ecaterina acolo, să cumpere un televizor mare și să petreacă serile leneși vorbind despre filmul pe care tocmai l-au vizionat. Așa cum s-a descoperit anterior, le plac aceleași seriale, iar asta spune multe. Ei vor avea întotdeauna subiecte comune. Gândindu-se la asta, Marina a intrat într-o cameră de zi spațioasă. Acolo îl așteptau tatăl și mama. Vrem să vorbim, fiule, a început mama. Bine, dar doar dacă nu e prea mult timp, sunt obosit și am băut la restaurant cu colegii, am sărbătorit un tranzacție de succes. Tatăl s-a înroșit. Astăzi i ai transferat toți banii de pe contul tău. Am urmărit transferul. I-ai trimis pentru tratament unei femei cu numele Domințeva. E numele unei angajate din compania ta, Ecaterina. Presupun că noua ta iubită ți-a cerut asta. Marina a fost surprins, beția s-a evaporat, starea de spirit bună s-a stins. Relațiile bune cu tatăl său au fost afectate treptat. Îmi urmărești transferurile. Serios. Am împrumutat bani pentru tratamentul unei persoane, ce contează asta? Ecaterina este acum cu mine. Ea este iubita mea și ea nu a vrut să primească, dar eu am insistat. Ești un prost, te-au înșelat. Desigur, ea s-a prefăcut a fi o sfântă nevinovată. Pentru prima dată ți-am dat un premiu, o sumă serioasă. Ai fi putut să-ți cumperi o mașină normală. Ce spui tu? Ce mașină! Chiar dacă nu aș fi știut de Ecaterina, ar fi fost mai bine să transfer banii pentru tratamentul cuiva decât să-i cheltuiesc pe o mașină pe care o am deja. Da, nu e ca a ta, dar mi-e suficientă. Marina a sărit în picioare și a început să se plimbe prin cameră. Iar el așa a pus mâinile pe cap. Nu-i plăcea când băieții ei preferați se certau. Iată, exact despre asta vorbeam tot timpul. Ești un bou, marin. Vei fi păcălit de cineva și vei da totul unui escroc. Acum înțeleg că nu ești potrivit pentru a conduce compania. Arunci sume uriașe de bani în vânt. Marin s-a apropiat mai mult de tatăl său, gata să înceapă o luptă. Nu îndrăzni să mă jignești. Nu mă cunoști și nu știi situația. Am dat banii mei unei persoane, nu companiei, și nu mi-am luat salariul pentru a economisi. Și numai eu decid pe ce să cheltuiesc o astfel de sumă. Ela nu a rezistat. Niciodată nu se amestecase în disputa dintre fiul și soțul ei. Dar acum totul mersese prea departe. Erau gata să se lupte unul cu celălalt. Opriți-vă! Ajunge! Sunteți amândoi proști! Marin, nu poți urmări conturile lui! El nu a transferat bani pentru medicamente interzise, ci a ajutat o persoană bolnavă. E decizia lui și trebuie respectată la fel cum trebuie respectată confidențialitatea. Și tu, Marin, ar fi trebuit să ne prezinți iubita, ca să nu existe astfel de momente. Și ar fi trebuit să consulți cu tatăl tău înainte de a face un astfel de transfer. Nu să-i ceri permisiunea, măcar să-i aduci la cunoștință faptele atunci el nu ar fi aflat singur și nu ar fi început să facă scandal. Și în general, nu ar trebui să mă enervez. El a căzut pe canapea, iar Marin și Artur s-au apropiat de ea, realizând că nu era bine. Mamă, nu-ți fie rău. Ne pare rău, nu vom mai certa. Sunt bine, dragul meu, doar că sunt însărcinată. Artur și-a ridicat sprâncenele. Ce? Ești însărcinată vom avea un copil. Da, voi deveni mamă la 45 de ani, iar tu vei deveni tată, Arthur. În sfârșit vei avea propriul fiu sau fică. Zâmbetul a dispărut treptat de pe fața lui Artur. Cred că deja am unul. Arthur a început să facă cu ochiul soției, sugerând că abia scăpase de a fi descoperit. Lasă, știu că nu ești tatălui biologic, a spus Marin, își încruce brațele pe piept. Artur s-a ridicat în picioare. El s-a temut întotdeauna să recunoască asta. S-a temut că atunci când Marin va înțelege de ce tatăl său nu l-a iubit niciodată cu adevărat, relația lor se va deteriora. Și de când știi asta? A întrebat Artur. Bunicul mi-a spus când a venit. Mi-a spus că el și bunica mă iubesc și că sunt copilul lor. Și cum te porți cu mine, fie cum vrei. Arthur nu știa ce să spună. El și Thomas au început să îmbrățișeze pe el la însărcinată, spunându-i cât de minunat este că a reușit să rămână însărcinată, chiar și la această vârstă. Ele a fost greu să accepte această decizie. Medicii i-au spus că sarcina nu va fi ușoară și începuse deja să se îngrijoreze. Desigur, nu i-a trecut prin minte să renunțe la copil. A vrut asta de mult timp. Și Artur era obsedat de ideea de a fi tată, de a avea un copil propriu. Și acum era momentul potrivit să nască. Marin tocmai se stabilise din punct de vedere financiar, iar copilul îl va ajuta pe Artur să nu mai urmărească fiecare mișcare și să aibă încredere. Certurile se încheiaseră cu o veste bună, dar un gust neplăcut rămăsese în suflet. De aceea Marin nici măcar nu plănuia să-și prezinte iubita Ecaterinei familiei. Acum nu era timp pentru asta. Mama ei urma să fie operată. În acea seară, Ecaterina îl sună pe Marin însăși. A tăcut de la ziua în care el a plătit. Marin a avut grijă să nu sune el primul, pentru a nu părea că acum vrea ceva de la ea din cauza banilor săi. Salut, voiam să întreb, nu poți veni la spital? Chiar acum. Mama va fi operată dimineața. I-am vorbit despre tine. Știu că nu am avut încă o relație serioasă, dar ea vrea foarte mult să te cunoască. Medicii spun că la vârsta ei nu se poate prezice cu 100% rezultatul operatiei. În plus, anestezia obișnuită nu îi se potrivește, ea este alergică. Vor folosi alt tip de anestezie, una specială. Operația durează 3 ore, este un timp lung și periculos pentru organism. Sunt deja în drum, răspunse Marin, ridicându-se în picioare. A renunțat la toate treburile și a mers în grabă către ea. Ecaterina plângea în hohote la intrarea în spital. Marina a prins-o imediat în brațe și a înviat părul, rostind tot felul de vorbe, ca și cum i ar fi avut trei ani. Înțeleg, îmi este pur și simplu frică pentru ea. Nu am pe nimeni altcineva. Tatăl meu a murit acum un an. L-am pierdut, dar nu vreau să-mi pierd și mama. Tatăl tău a murit acum un an a fost surprins Marin. A realizat că nu știa nimic despre această fată în afară de faptul că era minunată. A fost un accident acum doi ani. Mama s-a recuperat imediat, dar a rămas imobilizată, iar tata a stat în comă un an și a fost deconectat de la aparate. În copilărie, el încitea povești, iar când a fost în accident, am început eu să-i citesc, dar nu a ajutat. Și astăzi a venit anestezistul și a spus că operația poate fi fatală, ținând cont de starea mamei. Are probleme la nivelul sistemului nervos, inima de rateuri și are bronșită cronică. Ecaterina a plâns mult timp, apoi și-a revenit și a șters lacrimile și l-a condus pe Marin în salonul de spital. Mama ei în vârstă s-a dovedit a fi o femeie în vârstă, cu părul grizonat și drăguță, care i-a cerut lui Marin doar un lucru, să aibă grijă de Ecaterina până când ea va fi lângă ea. A fost o frază bine gândită, se referea la perioada în timpul operatiei, când Caterina avea nevoie de sprijin. Sau, în cazul în care operația merge prost și ea nu supraviețuiește, va avea nevoie și atunci de sprijin în viață. Astfel, un filolog după educație a descris două posibile dezvoltări ale evenimentelor printr-o singură frază și i-a cerut lui Thomas să nu-i lase fiica singură. El a dat din cap în mod profund, promițând că va fi întotdeauna lângă ea după 12 ore, a fost transportată la operatie. Marin și Ecaterina erau în holul spitalului. S-au așezat pe o canapea mică și și-au luat mâinile. Era greu, înfricoșător. Marin nu-și putea imagina cum este să-ți pierzi părinții unul câte unul. Cum a fost pentru ea să vină aici în fiecare zi să vorbească cu tatăl ei care era în comă și apoi să-l deconecteze de la aparate? Salut, Marin, iartă-mă, jur că a fost ultima oară, se auzi de spatele lor. Ecaterina și Thomas s-au întors sincron. În spatele lor se aflau Artur și Ela. Ce a fost ultima oară? Nu a înțeles, Marin. Ultima oară te-am urmărit, jur. Am aflat adresa spitalului din contul tău și eu și mama am venit să vă susținem. Marin s-a ridicat în picioare și a prezentat-o pe Ecaterina. Apoi s-au așezat pe canapeaua alăturată și au purtat o conversație plăcută, care a distras atenția Ecaterinei de la ceea ce se întâmpla. Artur a fost foarte amabil cu ea. A povestit povești amuzante despre cum i-au scos apendicita în copilărie, cum a fugit de dentist. Ela, la rândul ei, a împărtășit că așteaptă un copil, ceea ce l-a surprins plăcut pe Ecaterina. Marin pur și simplu nu a avut timp să-i spună, nu a fost momentul potrivit. Acum, însă, toți au discutat într-un mod plăcut. Artur le-a adus tuturor cafea și cornuri cu cârnați, cu excepția elei. Ea a primit porum și suc, deoarece nu era atât de dăunător pentru copil. Marin a observat că părinții o tratau pe Ecaterina cu adevărat cald. Nu era nimic fals în asta. Au stat cu ei timp de patru ore și jumătate pe durata operatiei, oferindu-le susținere și împiedicându-i să plângă. Nu vă faceți griji, operația a fost un succes, i-a bucurat doctorul, ieșind cu un zâmbet din sala de operații. Ecaterina a izbucnit în lacrimi și l-a îmbrățișat pe Marin, iar Artura a îmbrățișat-o pe soția sa însărcinată cu un zâmbet, uitându-se la fiul său. În acel moment, el a înțeles că era extrem de fericit pentru el, pentru frumoasa lui iubită și mama ei și pentru el și ela. A simțit că a dobândit în sfârșit o familie mare, la care mereu visase. A recăpătat un fiu, a trecut peste sine și a dat seama și a corectat cât a putut greșelile trecutului. Și Domnul i-a oferit fericire, încă un copil și în curând o nepoată. Dacă v-a plăcut povestea, vă rog să mă susțineți cu butonul LIC, iar pentru a fi la curent cu apariția de noi povești interesante, vă rugăm să apăsați clopoțelul. Toate cele bune!